s-a întâmplat. Vrei să începem cu ziua de ieri? Da. S-a întâmplat în felul următor. În momentul în care am trecut cu mașina, m-am întâlnit cu un membru al echipei de filmare care era pe o trotinetă și care vorbea la telefon. Mai departe mergând, erai tu filmată de cineva și exact în momentul în care treceam eu cu mașina, tu aruncai cu apă. Mergând mai încolo, era domnul aici de față ascuns într-o tufă care filma din tufa respectivă. Pe partea stângă era un camion în care se descărcau cutii pe care scria 46. Am oprit în prima zi și am întrebat ce, Doamne iartă-mă, este în aceste cutii și mi s-a răspuns cu pahare în care sunt. Are pe am mers mai departe, am venit înspre platou și domnul din tufe a ieșit din tufe și a început să mă filmeze. M-am ferit o viață întreagă de paparazzi ca să nu mă vadă cu cagici, cu alea, cu alea. Te pup, tata. Crezi că nu te-am văzut, crezi că nu te-am mirosit. În momentul în care am ajuns la platou, marele producător de televiziune Sorin Popa mi-a spus: am 46 de ore de muncă. Și am intrat în studio. A doua zi, trotineta, tu cu apa, 46, domnul în tufă. Ei, iar vrei să spun cu cancan, cu tufa? Ce ești așa obosit? Parcă ai fi la 46 de ore. 46 de ore. Da. Astăzi este ziua cărteței. O altă invenție, marca Ai Umor. La ce i-a dus capul? That was freaking funny. Acasă vezi ce înseamnă, bă. Totuși, treabă românească. Acolo era un loc de parcare liber, azi nu mai e. Ăsta este sezonul seismelor, domnule. Avem Crăciun de vară, avem ziua cârtiței. Sunt curios ce ne mai rămâne de făcut până la finalul sezonului. Ce dorme a fost de tine? A, da, mă, tot ziua, da. Tot roz, da. E clar. Eu sunt chipă că noi facem ziua cârtiței. De ce crede că nu o să spun nimic și o să-mi imaginez că este doar în capul meu? Care crezi că este probabilitatea? Da. Ca la o filmare, cu multe personaje, care nu este produs să facem ziua cărții. Care crezi că este probabilitatea? Ca noi să ne închipim, o să punem fiecare element la locul lui și o să repetăm perfect ziua anterioară. 99%. Dar astăzi am altă tactică. Se întâmplă, să nu știu, pac, m-am ridicat, am plecat. Dar nu mă duc unde să mă filmeze. Mă duc în partea dreaptă, acolo, lângă oglinzile alea. Mă duc așa, îmi pun după decor și mă ciușdesc așa. De ce să te opui universului Mihai? Dacă el decide ca azi să fie ieri, dar de fapt să fie tot azi, cine ești tu să spui nu? Ideea e să iei totul cu bucurie și să încerci să faci din ieri un azi mai bun, dar care oricum o să fie la fel cum a fost ieri. Tu doar concentrează-te la scena și totul o să fie bine. Hai! Haosul poate naște uneori lucruri la care nimeni nu se așteaptă. Nu vă promitem nimic, vă spunem doar că urmează Chester! Nu cred! Ai umor, Chester e la vorbitor. Ai gălăgie mai multă, n-a murit nimeni să mor. Am inversiuni flexibile de zici că fac și yoga. Cu doar partea asta posibil să-l dezloc pe Moga. O mută pe extra complex, să ia chip pentru Amelita. Pro schimbare de sex între Naomi și Nikita. Dezgropăm în continuare, în același loc. Sugetele mă încolțesc, lăsând asta la o parte. Deși... Poate repeta? Da, sigur că nu e nicio problemă. Nicio problemă. Dacă suntem pregătiți, mai este... Ai grijă la dicție. Ai grijă la dicție. Aș putea să fac asta toată viața, vă jur. Să încerc. Uite, e un mod atât de simplu de a-ți câștiga banii. Maestre, dacă suntem gata, Doamne ajută. Concentrează-te, frate. Ok, 1, 2, 3 și bună seara, Ai Umor. Vă o să găspeți de nebuni încă să dați încă o dată numerele cap-coadă? O să fie toată ziua așa sau e doar o... Eu sper că nu. Că dacă e toată ziua... Dacă vorbește domnul Cătălin la fel de mult și astăzi îmi nebunesc. Deci dacă totul se întâmplă la fel, mă. Dați de două ori numerele? Sau faceți și voi un montaj de 5 minute? Uite ce am făcut ăsta. Un băiat pe scenă care Nu cred. Ai nebunit la cap? Noi acum facem testimonialele pe care le-am făcut după prima zi. Eu testimonial nu mai fac. Ți-ai pierdut mințile complet? Pe bune? Noi acum facem încă o dată testimonialul de prima zi? Deci după ce că l-avem de făcut pe ăsta de astăzi. Bun, eu înțeleg că trebuie să facem asta, dar să o luăm chiar de la capăt cu fiecare, că s-a întâmplat exact același lucru. Dar o să mă vezi așteptând liniștit, fără temere, pe cruduța făcând asemere. Băi, ce înseamnă repetiția, bă? Excepțional. Extraordinar. A fost mai bun azi.
să vedem mâine. O să spun o chestie, pentru că ieri am avut o problemă, ori eu cu urechea, ori casca a avut o problemă sau așa. N-am auzit din versurile tale, hai să spunem așa, la patru versuri auzeam unul sau ceva de genul ăsta. Însă aseară Alexandra mi-a citit toate versurile. Și acum ascultându-le, pot să spun că sunt foarte tari. Adică astăzi numărul mi-a plăcut mult mai mult decât ieri. Când ieri? Nu cred. Cum să crezi că ai mai retrăit așa ceva? Băi, Alexandra, nu știu dacă l-ai văzut într-adevăr sau mintea. Îți dau cu scaunul ăsta în cap. Așa să mă aștept pe mine Dumnezeu. Bă, da, așa o să facem toată ziua? Pă bune, nu, adică nu să de la un punct încolo. Adică sigur, acum, ascultă, acum este foarte, foarte funny. Râde, înglumim, zâmbim. Râde, rău. Dar dacă mergem mai departe, eu urmează să mă dezintegrez. Dar sper că astăzi poți să jurizezi mult mai repede, nu? Adică, bă, la ce te referi? S-a vorbit toată lumea să vă facă joc de mine. Băi, am înnebunit cu toții. La ce? Adică asta o să fie de două ori la televizor? Ce? Să fie. Da, momentan dau cuvântul colegilor mei. Da, o tehnică extraordinară. Un sunet extraordinar. Îmi place instrumentalul. Extraordinar, tu l-ai făcut, știu. Băi, copii, am fost informat. Nu, nu-i făcut de el. Nu, nu-i făcut de mine. Da, nu-i făcut de tine, mă bucur. Ai uitat să-i spui că îți place mesajul de pe șapcă. Să știi că și eu am, da, și eu cred că și eu am dezbătut porno în vis chestia aia cu Grime. Și am ajuns la concluzia că Grime-ul este tot un fel de pseudo nereușită în rap. De-aia n-ai făcut un testimonial, mă trebuie să acasă să-mi vezi textul. Tu erai stat acasă și învățat toată ziua de el. Hai să spun una nouă. În 3, în 2, în 1. Uite, mă, ce zi frumoasă. Cât e de simplu. A fost mai bine azi decât ieri. Dacă ieri a fost. Care mai ieri? Nu știu. Acum azi prima oară. Ziceai, tocmai tu, cârtiță. Deci eu cred că ședința de producție în urmă cu două săptămâni a sunat așa. Bă, am fost cu toții în vacanță, am avut alte proiecte, ne-am băgat una peste alta și avem de făcut. Bă, 5 zile de filmări la umor. Bun, câți concurenți avem? 2. 10. Ok. Și a venit unul și a zis, bă, am eu o idee. Pregătiți-vă până vineri. Da, dar nu o să vină aceiași concurenți în continuare, nu? Bă, credeți că ar fi fost în stare? Să facă două zile la rând? Da. Suntem mereu bucuroși de oaspeți, așa că iată-l. Doamnelor și domnilor, aplauză pentru Steve-O Joslin! Eu ce fata am făcut! Hey everybody! Hello! Hi! I'm new to Romania. Bun, deci asta cu ziua cârtiței s-a dus foarte departe. Am înțeles gluma. Hi-hi-hi, ha-ha-ha, ziua cârtiței cu tare și cu tare. Putea să fie în fiecare zi treaba asta. Adică în fiecare zi când am venit, același lucru. Dar să iei concurenți în ziua precedentă, mi se pare deja... Bă, înțelesesem de mult gluma. N-o să facă toată ziua așa. Vreau să înțeleagă toată lumea. Eu nu am putut să mă bucur de prezența acestor oameni și n-am putut să mă bucur de gluma voastră pentru că în mintea mea era un singur lucru. Thank you very much. My name is Steve-O Joslin. Bă, oricum și noaptea trecută dormisem foarte, foarte prost și foarte puțin și eram pe setting-ul mental, ok, o să văd lucruri noi și o să mă hrănesc din lucrurile noi și mai departe. Okay. Bă, și când am văzut că vine un concurent din ziua anterioară, doi concurenți din ziua anterioară, zic, nu se poate să fie atât de demenți încât să facă această zi complet... Nu. Avem traducere? Băi, oameni buni. Să știi că a fost un număr extraordinar. Sunt unul dintre oamenii care chiar simte afecțiune și chiar simte milă pentru poporul american constrâns de doctrina comunistă ascunsă în spatele capitalismului, deci... Mamă. Felicitări! Well, thank you very much. Am așa senzația că ne cunoaștem. It's my first time here. It's just a vibe. Bun, eu am înțeles gluma care s-a petrecut în ultimele două zile, în sensul în care de câte ori vin la platou se întâmplă exact același lucru. Adică pe dreapta mea este Alexandra, care este filmată de către... Știi că este traduce toată treaba asta. Dacă nu verbalizez ce simt în momentul ăsta, probabil că o să mor și o să mă aveți pe conștiință. Dar mă rog, trecem mai departe. Înaintez pe partea stângă într-un...
am nevoie într-un tufiș. Este Bulsan care filmează, după care merg mai încolo. Dintr-un camion sunt coborâte niște cutii pe care scrie 46. În momentul în care am venit, m-am întâlnit de fiecare dată cu aceeași persoană care spune ce dracu arăți, halo, să zici că ești după 46 de ore de muncă. Și astăzi se pare că această zi și gluma merge și mai departe. Adică noi astăzi vedem, ce puțin până acum am văzut aceleași numere ca și el. Dacă această zi se duce până la capăt, în acest sens, nu va mai fi amuzant. Bă, jur, adică acum este amuzant. Uite, râd, dar nu va mai fi amuzant. Botezi, vorbește cu mucă, așteaptă. Nu pare că ești... Băi, da, am intrat într-un atac de panică pentru că nu sunt pregătit. Pot să... Nu voi sub... Adică nu voi rezista să mă uit. Bă, adică... da, efectiv, nu știu să gestionez treaba asta. Adică nu pot să fac până la sfârșitul zilei glume despre faptul că uite cum suntem în ziua cărții și mai vin toți încă o dată și cu tare și cu tare și cu tare. Nu. Frățioare, uite-te în ochii mei. Toată ziua continuă această glumă stupidă? Toată ziua? Nu ai voie să vorbești cu echipa. Ia să vedem, mă. Ia să vedem, mă, ce mai cine e. A venit? Să aud un... Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Arun de la Tecuci. Nu e funny, nu mai e funny. Bună seara! Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să vă văd. Domnul Arun, domnul, ce mai face domnul Ionuț? Domnul Ionuț Iancu, vrea să-l salutați. Salut! Dacă puteți să-l salutați pe domnul Ionuț Iancu. Și pe doamna Maria de la bucătărie. Așa, da. Bineînțeles și pe doamna Pintea Ioana să fie cu dedicație. Doamna Pintea Ioana, aveți o dedicație din partea la Ai Trebuia Umor Trebuia să aducă pentru... niște pălinche de zalău. Da, de-aia de zalău, nu de-aia de... Aia gheazmă gata sfințită. Da. V-am adus aici ceva care să vă ungă la suflet. Avem niște produse care sunt binecuvântate, pregătite de colega mea, doamna Maria. În stânga doamne, aveți puicuță. Doamne, puicuță. Doamne, deci dacă... În mijloc aveți deci fasolică. Deci dacă o dată fasolea în față, asta. Mor. Domnul Arun, a trebuit să mă pun o dată pe doamna Maria să gătească aceleași lucruri. Pe doamna Maria de la Tecuci. Doamne, și acum urmează trei drumuri. Momentul original. Tu ai să zic că eu sunt prostul lumii, mă. A gătit doamna Maria de la Tecuși. Să fie cu dedicație. Aole, mi se face... Această fasole. Deci după ce că mi-era... Deci după ce că intrasem în atacul ăla de panică, când mi-a mai adus ăla fasolea și puțea fasolea și ciolanul ăla sub nasul meu, păi era ce se putea mai rău pe pământ. Maestre? Da? Ceva care să vă ungă la suflet. Bă, ce se poate? Deci în momentul în care mori, așa vrei să mori, un damp de fasole și ciolan. N-a gătit niciodată doamna Maria fasolea aia, femeie, că n-a adus-o de la Tecuci. Băi, îmi pierd mințile complet. Vă dau cuvântul meu, doamna. Hei! Hei! Mă, sicriul meu dansați. A fost o vreme împreună și aveau atâtea zeci de gânduri spunând povestea lor iubito. Dar când citești-o printre rânduri, ar fi trecut de luat în seamă. Ai zis că ceva mai rău nu poți să-ți închipui, că vă dau gândurile de o mare, că am atat de panică, mă, fraților, cu permințile complet. Băi, Alexandra, tu ai trăit vreodată un atac de panică? Știi ce înseamnă un atac de panică? Da. 5 ore nu rezist, băi, băiatule, băi, nu rezist 5 ore, băi. 1. Că n-ai aer să respiri și 2. Iminența morții. Simți că mori. Lumină. În corțul nenorocirii. M-a speriat, adică mi-a lăsat. Știi care e chestia? E ca și cum voi ați fi propus un joc și eu, tot corpul în fiecare celulă spunea, nu vreau să joc acest joc. Și în același timp eram obligat să-l joc ore în șir. Ore în șir. Vă mulțumesc! Extraordinar. Bă, fraților, vă dau cuvântul meu, donare. Este cel mai rău lucru pe care îl puteți face unui om depresiv, vă jur. Hai, deci singura mea putere, singura mea forță pe acest pământ este posibilitatea de a privi către o nouă zi. De a lăsa trecutul deoparte și de a-mi da un nou mindset pentru o nouă zi sau așa. Domnul Arun, stai puțin. Sunteți extraordinar, vă jur. N-am nimic personal cu voi. O secundă. De ce nu ați adus murături la fasolea asta? Pentru că... Doamna Maria, din păcate...
Am uitat să mi le pună la pachet. Pentru că, așa cum s-a întâmplat de nenumărate ori, ei făceau parte din echipă. De fapt, tot ce se întâmplă în cele mai multe dintre situații este cum să-i facem nu știu ce lui Bendeac. Despre asta e vorba aici. Domnul Arun, mă iubiți? Vă dau cuvântul meu, domnule, că sunt în pragul unui infart. Domnul Arun. Dar nu trebuie pentru mine? Nu pentru... Domnule, mă iubiți? Eu știu ce spun. Eu în momentele alea bălmăjesc. După aia, dacă mi-arăți imaginea, eu nu pot să mă uit la mine. Că mi se face iar rău. Eu îmi retrăiesc stările mele. Doamne, este de departe cea mai oribilă zi din toată viața. Nu pentru că fac poză cu dumneavoastră. Faptul că fac poză cu dumneavoastră este un lucru foarte, foarte frumos. Și mă bucur din suflet. Lați-mi să vă pup. Domnul Arun. Cu această ocazie am descoperit încă o dată că singurul lucru pe care eu mă pot baza în această viață este familia mea, mama, tata, frate-mi și băi. Doar lor le pasă. Nu sunt făcut pentru treaba asta, bă. Nu sunt făcut pentru televiziune, bă. Nu pot, bă, să mă bucur. Bă, vă jur, nu am nimic cu nimeni din această echipă. Este o glumă care s-a dus mult prea departe. Mi-era rupit. N-avea nimeni nicio treabă. Îi păsa cuiva în mod real? Cui? Ce zi frumoasă! Să-mi luați o tensiune? Ce nebunie! Băi, nu am putere să mă uit până la sfârșitul zilei, bă! De ce? Aprinde aici o măiță! Voi în jurul meu roboteați în scopul de a obține niște imagini senzaționale, de a face niște promouri. Aia m-a filmat, m-a pus pe TikTok, dar nimănui nu-i păsa în mod real. 37 cu 8. Temperatură. Nu e ca și cum a zis cineva, bă, stați un pic, că ăsta s-a tripat foarte tare pe treaba asta, nu o să obținem ceva ce aveam noi în minte, sau poate că de fapt asta aveați în minte, mă, și asta voia să obțineți. Că nimeni nu mă crede că ceea ce mi se întâmplă mie aici este real. Schimbați concurenții, că schimbați și eu. Pe de altă parte, să mai spun o chestie. Mai spune-mi tu mie un artist, un om de televiziune din România, care într-un context de genul ăsta de tâmpit, de că i s-ar face rău. Pe asta v-ați bazat, mă? Pe asta v-ați bazat? Și temperatura de ce am? Cred că ești agitat și stai cu lumea. De la COVID. Să nu mai zici că nu ne pasă, pentru că nu e așa. I-am trimis acasă pe toți concurenții din ziua precedentă care așteptau să urce din nou pe scenă și să-și retrăiască gloria. Hai, fă-te tu bine și îți promitem că venim cu noutăți. Îi luăm pe aia din sezonul 1, că sigur nu-i mai ții minte. Abia așteaptă să vină cu același număr. Ce? Care story? Ăla de ieri cu tensiunea lui Mihai. De ce? M-a sunat mama lui acum. Da, Muco. Astăzi m-am supărat foarte tare pe Matache. Pentru că Matache ieri s-a apucat să mă filmeze în momentul în care mi-au luat tensiunea. A apărut chestia asta în presă și maica mea a sunat pe cineva din echipă că ce mi s-a întâmplat mie. L-a filmat toată lumea, îl filmează toată lumea. Practic, corpul lui urlă, filmați-mă. Și se miră că l-am filmat când își lua tensiunea. Vreau și eu să fac ceva să se sperie membrii familiei. Pentru mine nu se panichează nimeni. Apropo. Vreau să se sperie Răzvan, vreau să se sperie cineva și să vină după mine unde sunt, să vină să mă caute. Vreau să primesc atenție din partea celorlalți, atenția pe care o primește el. Să mă sune lumea disperată, să mă întrebe dacă sunt bine. Pentru că realizez că de mine nu-i pasă nimănui. A început treaba? Păi n-a anunțat nimeni și a început? Nu mă sună nimeni să mă întrebe dacă am mâncat ceva cald, dacă mi-e bine, dacă mi-e somn. Ce a început, mă, nebunul? Mai suna să mă întreb dacă sunt bine? Eu cu tine pe scenă, băi! Bă, a început numărul. Bă, ce? Ce că a început numărul? Mazele! Da? Frate, nu mai vorbiți la telefoane, că a început treaba. Gisema, pune-l jos. A început numărul. Bine, te pup. Am treaba, acum nu pot să vorbesc. Să vede că ai treabă să mori. Nimeni nu mișcă.